Să ne ajute Domnul să ajungem acolo. Biblia spune că El va șterge lacrimile de pe fețele noastre, obrazul nostru. Dacă au fost lacrime aici, să știți că nu o să mai fie dincolo. Pentru cei ce aici vor avea lacrimi. Dar cei ce nu au lacrime aici vor avea dincolo, vor plânge dincolo. Credința este o putere, o forță nemaipomenită de la Dumnezeu. Și Biblia spune, printre altele, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Deci credința nu vine prin neprihănire, ci neprihănirea vine prin credință. Postamentul, terenul, de unde cresc toate virtuțile, e credința. De aia spune în Evrei, capitolul 11, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Nu prin faptele noastre, dar în momentul în care am primit starea de neprihănire, eu trebuie în continuare să trăiesc ca un neprihănit, să am acest standard înalt de neprihănire. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Versetul 17 este o reluare aici în Romani, capitolul 10. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința vine în urma auzirii. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, noi știm ce spune. Astfel, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, Domnul Iisus. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Deci neprihănirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Credința în El, în Domnul Iisus, îmi dă această stare de neprihănire. Altfel nu se poate fără această credință în El. Biblia spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, foarte frumos, vis-a-vis de această afirmație, cerința aceasta pe care o are Dumnezeu pentru noi. Versetul 10, El era în lume, Domnul Iisus, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ei săi, la națiunea lui Israel, și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Tuturor. Au venit la Israel, Israel nu L-au cunoscut, nu L-au primit, nu L-au acceptat. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică primirea Domnului Iisus, este confundată cu această credință în El. Adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Vis-a-vis de credință, auziți ce frumos vorbește aici în Ioan, în capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu, în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cine crede în Fiul are viața. Cine nu crede în Fiul nu are viața. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aici, în Ioan, capitolul 3, de la versetul 16, versetul 15, 16, 17, 18, vorbește tot de credință. Ce importantă este credința. Spune aici, versetul 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, oricine. Dumnezeu spune că nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Văd, zicea Petru când a intrat în casa lui Cornelie, că Dumnezeu este nepărtinitor. Noi uneori credem că îl putem pe Dumnezeu cumva atrage de partea noastră. Nu-L putem, El este nepărtinitor. Pentru El toți suntem creatura mâinilor Lui. E pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea omului, ci doresc viața. Dar nu ai viața totuși numai cel care crede în Fiul, în Domnul Iisus. Cel care îl primește pe el, spune aici, oricine crede în el să nu piară, ce să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Oricine crede în el nu este judecat, dar oricine nu crede a și fost judecat. Tot aici în Ioan, sigur, sunt foarte multe versete, dar doar câteva. Spune Ioan în capitolul 6, versetul 29. Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Auziți, lucrarea lui Dumnezeu asta este, să credem în acela pe care l-a trimis El, în Domnul Iisus Hristos. Versetul 40, voia lui Dumnezeu, nu numai lucrarea Lui, dar și voia Lui și voia Celui Preaînalt. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Oricine crede în El să aibă viața veșnică. Dar apoi în epistola lui Ioan, foarte frumos, aici spune lucrarea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Dar în epistola lui Ioan spune Ioan aici foarte frumos, ca o continuitate a acestei idei. Spune Ioan în capitolul 3, versetul 23, și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Îi dorința, îi lucrarea, dar și porunca. Porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Biblia spune în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 5, zice, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Auziți că și dragostea e produsul credinței. O credință curată dă o dragoste curată. O credință neprefăcută, sinceră, dă o dragoste neprefăcută, o dragoste sinceră, o dragoste curată. Biblia spune că acum rămân cele trei, credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea, că dragostea este Dumnezeu. Dar nu fără credință. Suportul, terenul este credința. Credință curată, dragoste curată. Foarte importantă este credința. Vis-a-vis de credință, spune Biblia, printre altele, în felul următor, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, pentru că cel neprienit umblă prin credință. Umblarea prin credință, să știți. Adevăratul credincios, el umblă prin credință, nu prin vedere, spunea fratele. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Prin credință. Cel neprienit umblă prin credință, Evrei 10, 38, cel neprienit va trăi prin credință. Umblăm prin credință, dar și trăim prin credință. Credința că Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă, sunt sub protecția Lui, sunt copilul Lui și El îmi poartă de grijă, în ideea în care sunt a Lui, trebuie să fiu a Lui. Nu cumva să fie doar imaginară această înțelegere a mea. Vedeți, credința nu e o stare efemeră, așa trecătoare, azi o am, mâine nu o am. Credința este ceva constant în toate împrejurările, în încercări, în biruințe, în bucurii, în necazuri, în lacrimi, că așa e viața aceasta. În toate credința trebuie să rămână, să fie văzută. Și o să vedem câteva caracteristici foarte clare pe care Biblia le scoate în evidență. Prin ce vedem noi credința și prin ce o vede Dumnezeu, Tatăl, credința. Deci să nu uităm, cel neprienit umblă prin credință, cel neprienit va trăi prin credință. Habacuc, capitolul 2, versetul 4, tot la fel spune. Apoi spune aici în Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Păziți prin credință, totul prin credință. Și în ultimă instanță, în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4, ne spune Ioan aici foarte frumos, tot vis-a-vis de această credință, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră, biruitor prin credință. Totul este prin credință, nimic fără credință. De aceea cine se apropie trebuie să creadă. De aceea prin credință trăim. Și Domnul ne trece în viața aceasta prin tot felul de stări, ca să vadă credința noastră. Aș dori în continuare câteva lucruri să le menționăm, să vedem cum se vede credința aceasta. În primul rând este încercarea credinței. Când încearcă Domnul pe cineva, credința o încearcă. Când cineva trece printr-o boală, printr-o stare de bunoare, de criză, la nivelul familiei, familială, material, financiar, profesional, credința o încearcă. Vreau să vă spun că credința netestată, neverificată, neprobată, nu ajunge acolo în veșnicie. Aici ne încearcă Domnul, nu dincolo. Dincolo nu o să mai fim încercați, că vedem. Nu-i mai nevoie de credință acolo. Acolo îl vedem pe Dumnezeu, așa ne spune, vom fi pentru totdeauna în prezența Lui. Credința aici, în viața aceasta, în umblarea aceasta. Și primul lucru, încercarea credinței, Dumnezeu încearcă credința, o testează. Îngerii au fost încercați. Fiul a fost încercat și el, Fiul lui Dumnezeu. Nimic neîncercat în cer, în Tatăl, Stăpânul Universului, pe toți i-a probat, i-a verificat, i-a testat. Fiul a fost încercat. A fost fidel, credincios, absolut. El a fost desăvârșit. De el a venit ca să fim noi, acei care să beneficiem de această stare înaltă de credință și apoi prin credință să primim toate celelalte valori spirituale, prin credință. Auziți ce spune Biblia de bună oră în cartea în Ieremia. Profetul Ieremia spune foarte frumos aici în capitolul 30, în capitolul 20, versetul 12, spune așa. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprienit, încerci. Dumnezeu încearcă credința noastră, îl încearcă pe cel neprienit. În Psalmul 11, auziți ce frumos spune aici versetul 5, tot în această idee a încercării credinței. Spune aici psalmistul, versetul 5, Domnul încearcă pe cel neprienit. Aici continuă, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia. Domnul încearcă pe cel neprienit. Întrebarea noastră ar fi următoarea, Doamne, dar de ce mai încerci pe cel neprinit? A trebuit să-l încerci pe cel rău, pe cel care nu te are pe tine și nu te slujește. Credința aici o verifică, o încearcă, o probează, dacă e veritabilă. Domnul vrea o credință asemănătoare cu a sfinților, așa citim noi în Biblie. Uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Credința pe care au avut-o înaintașii noștri. Când e vorba de credință, dragii mei, nu e un sentiment credința. Azi am sentimentul, mâine nu-l mai am. Mâine sus pe un deal, azi pe un deal, mâine în vale, am coborât în vale. Nu asta e credința. Credința este un crescendo permanent. Mulți cred că, spun, frate, eu cred din toată inima. Una este dorința și alta e credința. Nu se pot confunda. Dorința au mulți, se spune că iadul-i pavat cu cele mai nobile și bune intenții. Mulți care vor ajunge acolo ar spune, dacă aș mai avea încă o dată posibilitatea să mă întorc înapoi, dar nu mai pot să face nimica. Aici Dumnezeu vrea în viața aceasta noi să fim mântuiți prin credință, totul e prin credință. În momentul în care însă l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea și primesc starea de neprienire, eu trebuie să trăiesc ca un neprienit. Faptele de acum trebuie să fie ale unui neprienit. Păcatul nu mai își are locul în viața unui om care l-a primit pe Domnul Iisus. Nu înainte de credință, înainte de credință au fost alții care s-au bizuit pe faptele legii și nu au ajuns niciodată la acest standard înalt al credinței. Domnul verifică credința noastră. Când este încercat cineva, Domnul îi încearcă credința. Iov a fost încercat. A fost probat. I-a fost probată credința lui. Și noi știm finalul vieții lui Iov. Iov a fost binecuvântat în final. Mult mai mult decât la început. Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Iov a rămas credincios. Știți ce frumos spune acolo în cartea lui Habacuc? Și noi citim uneori. Auziți numai ce spune acest proroc, acest om al lui Dumnezeu. Printre altele, el spune aici un lucru și aș vrea să-l citim. Spune în Habacuc, în capitolul 3, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajuri. Eu tot mă voi bucura, în Domnul mă voi bucura, în Dumnezeu mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și așa mai departe. Indiferent ce ar veni, credința trebuie să rămână constantă în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Vedeți când e vorba de mântuire, de bunăoară, Matei, capitolul 16. Aici uitați ce spune Biblia. Domnul i-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și la un moment dat Petru, călăuzit că trebuie ca să ai această înțelegere, descoperire, asta e o descoperire a lui Dumnezeu, trebuie neapărat să se împlinească ce a spus Domnul Iisus în Ioan 6. Adevărat vă spun că dacă cineva nu este, nimeni nu poate veni la mine dacă nu e atras de Tatăl. Dacă cineva nu e atras de Tatăl, nu poate veni la mine. Asta este lege. Și dacă asta înseamnă că dacă Dumnezeu nu-ți descoperă adevărul, nu-l poți înțelege. Oricât ai încercat pe cineva să-l convingi. E nevoie un moment în care el să fie conștientizat de Duhul lui Dumnezeu, să fie conștient. Copiii noștri din familie, oricât încercăm noi, trebuie să-i sfătuim, de mici să-i învățăm. Are un rol, e foarte important. Dar trebuie să fie un moment în care să aibă o întâlnire ei personal cu Domnul, un moment în care să înțeleagă, vălul să fie dat la o parte, inima să fie schimbată, să-L primească pe Domnul Iisus în viața lor. Spune aici în Matei, în capitolul 16, așa, dar voi, le-a zis el, versetul 15, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și acum atenție, și eu îți spun, tu ești Petru. Petru îi Petros. Petros. Și pe această piatră, care e Petra, nu pe Petros, nu pe Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Care e piatra aceasta? Nu-i Petru, nici vorbă. Nu pe Petru se zidește biserica. Pe mărturia lui Petru, pe această piatră, pe această Petra, piatră. Care e piatra? Auziți care e piatra? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Înțelegerea aceasta, cei ce intră în familia lui Dumnezeu și aparțin, primesc credința, ei îl vor mărturisi, prin mărturisirea cu gura și apoi cu viața, toată viața. Nu se poate fără această înțelegere, descoperire, asta este o descoperire. Știți ce spune în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1? Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să întâmple în curând. Pavel spune în Efeseni, capitolul 5, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închibui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Fără descoperirea lui, niciunul nu eram aici. El ne-a chemat, El ne-a descoperit. Pe această piatră, care e piatra? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Știți că în Faptele Apostolilor de bunăoară ne spune cuvântul Domnului atunci când famenul etiopian a fost întâlnit de Filip. Filip a fost trimis la famenul etiopian care îl căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a întâmpinat, spune așa, printre altele, versetul 33, zice aici, în smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și acum atenție, Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Ce să cred? Auziți ce să creadă? Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin credința aceasta din inimă. Ei, credința aceasta, după ce am primit-o, dacă în momentul acela ne-ar lua Domnul la el, am trece în veșnicie, garantat 100% am fi mântuiți. Dar în continuare noi rămânem în viață și credința e testată, e verificată, probată prin tot felul de situații prin care Domnul ne trece, ca să vadă stabilitatea noastră în al doilea lucru. Credința adevărată trebuie să fie probată ca să vadă stabilitatea, să vadă cât de stabili suntem noi. Ne încearcă Dumnezeu nu ca să fim dărâmați, nu ăsta e scopul, nici pe departe, ci El vrea să vadă stabilitatea noastră, statornicia noastră, statornicia credinței. Să vadă în momentele limită prin care trecem, rămânem statornici, indiferent că nu vedem rezultatul. Am întâlnit multe persoane care mi-au zis, frate, zice, cred din toată inima. Și sigur că nu a crezut, dar a fost dorința lui. Dorința lui. Cu adevărat, credința e un lucru mare, dacă crezi, dar Biblia mai spune, și credința trebuie să fie raportată și racordată la voia lui Dumnezeu. La voia lui, la cuvântul lui, totul filtrat prin cuvântul lui. Statornicia credinței. Doamne, ajută-ne să rămânem statornici. Un mare om spunea printre altele, e un mare lucru ca un om să rămână mereu același, statornic. Acum, după ani de zile de pocăință în dreptul nostru, care de mult suntem și am îmbătrânit, ori trecut ani, să ne verificăm. Aud de multe ori, frați și surori, auzim, fraților, cum era atunci, vai, cum eram. Dar cine ne oprește azi să fim tot la fel? Cine mă oprește să nu mă rog, să nu citesc Biblia în fiecare zi? Păi nu se poate fără astea. Fără cuvânt, cu credința vine în urma auzirii. Dacă citesc în fiecare zi, nu se poate credința să scadă, că trebuie să crească. Biblia spune să crească până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos, la starea de oameni mari, ca să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor. Dar cine ne oprește? Păi aia știți, toate se văd, se vede în încercare, se vede credința. Se vede statornicia, dar apoi se mai vede încă un lucru, dragostea credinței. Știți ce a spus Domnul unui sutaș din Evanghelia după Matei și după Luca? Sutașul acela care avea un rob foarte bolnav. S-a întors spre bătrânii iudeilor și spre cei care îl înconjurau ucenici și au zis, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar cum s-a văzut credința? Printre altele, prin dragostea lui pentru rob. Noi avem frați, nu avem robi. Poate, eu pot să fac pe cineva rob, pe cel de lângă mine, să-l leg în inima mea. Nu e admis așa ceva, aia înseamnă faliment. Noi nu avem robi, noi avem frați. Noi suntem frați cu toții. Avem un singur Tată, Dumnezeu. El pentru robul lui, la care ținea foarte mult, dar nu numai la robul lui. Hai să spunem că poate robul acesta i-a căzut la inimă și într-un fel îl iubea mai mult decât pe ceilalți. Dar bătrânii iudeilor, știți ce i-a spus Domnului? L-au înduplecat, au încercat să-l înduplece. Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru. Și El ne-a zidit sinagoga. Dragostea credinței. Încă o dată, dragostea e produsul credinței. Cum se vede dragostea la cineva? Păi poate cineva să spună, frate, eu am credință. Se vede prin dragostea care o ai. Știți că Domnul Iisus pe cruce se ruga pentru dușmanii Lui. El a avut o dragoste, zice, iubi pe ai săi și iubi până la capăt. Atât de mult o iubi Dumnezeu lumea. Atât de mult. O iubi și pe dușmani, uneori ne zicem, Doamne, câtă răbdare ai Tu cu omenirea aceasta. Noi nu avem atâta răbdare. Noi ușor parcă suntem, ne tulburăm, ne supărăm. Dacă cineva ne-a spus ceva ce nu ne place, suntem gata să ripostăm. Pe cruce Domnul, ca un stăpân absolut care controla evenimentele. Când o fost lăudat, nu s-a umflat de mândrie Domnul, O vrut să-l facă împărat cu forța și ne spune Biblia că s-a dus pe munte să se roage. Nu a acceptat. Pe ucenici o luat și o pus în corabie să treacă pe malul celălalt. Și cred că s-a rugat în noaptea aceea: Tată, eu nu urmăresc, eu nu vreau, eu nu pentru aia, eu pe tine te să vezi. Întotdeauna știți ce spunea Domnul? Lucrările nu sunt ale mele, sunt ale Lui. El face aceste lucrări. Cuvântul nu e al meu, ci este al Lui. Cuvântul tău cu este. E cuvântul Lui întotdeauna, cuvântul meu e cuvântul Lui. Ce frumos întotdeauna, El o lua cuvântul, cuvântul Tatălui și l-a dat mai departe. Ce frumos ai cuvântul lui Dumnezeu, să fii imbibat cu cuvântul lui Dumnezeu. Păi din prisosul inimii vorbește gura. Dacă ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, ăla îl vei avea, dacă nu vei avea și cuvintele tale. Și cum spun un cuvânt de al meu, imediat buctez, greșesc. Dragostea credinței. Credința adevărată are o dragoste. Ținta poruncii e dragostea, care vine, printre altele, dintr-o credință neprefăcută. O credință curată, o dragoste curată. E un raport absolut între cele două. Ce frumos, oameni mari al lui Dumnezeu! Ne spune Biblia, apropo de dragostea aceasta credinței, ne spune tot aici în Fapte, am amintit despre sutașul acesta și aș vrea și cei doi sutași, sunt și alte exemple, dar mi-au venit acum aminte și despre Cornelie. Auziți numai viața lui Cornelie. De-aia Dumnezeu nu stă indiferent când vede pe cineva care îl caută, îi descoperă adevărul. Spune printre altele, omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Auziți, făcea multe milostenii norodului, se ruga totdeauna lui Dumnezeu, dar nu avea mântuire. Nu avea mântuire. Zice despre el versetul 22, sutașul Corneliu, om drept, temător de Dumnezeu, vorbit de bine de tot neamul iudeilor. A fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt și așa mai departe. Dar auziți ce spune despre el? Versetul 13 din capitolul 11. El a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger, stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, Zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Tu și casa ta nu era mântuit. Cum? Așa, un standard moral înalt și să nu fii mântuit. Da, fără Domnul nu are nimeni mântuire. Nu l-a avut pe Domnul Iisus, nu l-a cunoscut. Făcea fapte extraordinare, nu te mântuiesc. Trebuie să fie Domnul și apoi și faptele au rolul lor, absolut. Domnul se uită încă o dată la această dragoste a credinței. Dragostea credinței. Doamne, mărește-ne credința. Amin? Ajută-ne să iubim pe cei de lângă noi, frații, surorile. Știți ce spune Petru apropo de dragoste? Dragostea credinței, încă o dată. Dragostea aceasta pe care Dumnezeu o cere, că au și oamenii din afară dragoste. Azi o au, mâine nu o au, dar ei iubesc pe cei care sunt, îi iubesc și pe ei, sunt iubiți de ei. Dar Biblia nu asta spune. Auziți ce spune aici în Petru? Foarte frumos. Citim așa, în 2 Petru, în capitolul 1. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră, auziți, terenul, cu credința voastră, să uniți în continuare. Deci credința trebuie să fie văzută. Nu e un sentiment. Eu cred și am rămas la atât. Nu se vede nimic în continuare. Păi dacă nu se vede, n-ai nimic. E fals. Credința este văzută prin trăirea care o ai în fiecare zi. Și acum spune, dați-vă toate silințele în continuare, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, iar cu dragostea de frați iubirea de oameni, de toți oamenii, extraordinar, iubirea de toți oamenii. Doamne, măcar pe cei din biserică, după aia sigur să trebuie lărgită sfera, și pe dușmani. Și Ștefan era omorât cu pietre și s-a rugat Tatălui să ierte. S-a rugat pentru dușmanii lui. Domnul Iisus pe cruce muria, jos la poalele crucii, că mereu mă gândesc când citesc acolo, ori de câte ori citesc. Stăpânul Universului murea pe cruce, iar la picioarele crucii, omul, creatura mâinilor lui, trăgea la sorți pentru cămașa lui. Insensibili absolut la ce se întâmpla în momentul acela. Și Domnul totuși se roagă pentru ei. Doamne, mărește-ne credința, dragostea credinței. Credința adevărată e văzută prin dragoste. Și în ultima instanță încă un lucru vreau să-l mai amintesc. O credință adevărată este văzută și prin smerenia credinței. Să știți că și smerenia e un produs al credinței. O credință mare dă și o smerenie. Cu cât credința e mai mare, cu atâta și persoana respectivă este mai smerită și smerenia este mai profundă, mai adâncă. Apropo de sutașul acela, a cărui rob era bolnav, știți ce a spus el? El a spus printre altele: Doamne, nu meriți să vii sub acoperișul meu. A noi poate de multe ori ne considerăm că merităm anumite lucruri. Avea Domnul spus mărturia lui, nici în Israel n-am văzut o credință așa de mare, dar și o smerenie pe măsură. Nu sunt vrednic, Doamne, spune numai un cuvânt. Bătrânii iudeilor l-au văzut mare, Domnul l-a văzut mare, dar paradoxul, el s-a văzut mic. Tu cum te vezi? Mai încape încă smerenie la noi, ce spuneți? Să știți că încă n-a murit nimeni de smerenie, că a fost prea smerit. Modelul, idealul, să-L ajungem pe Domnul. Dar, sigur, nu-L vom atinge aici niciodată, niciunul dintre noi. El a fost desăvârșit, dar să tindem spre El, să tindem, să dorim. Și ce spune în Proverbe, printre altele, în capitolul 20? Spune aici în Proverbe, în capitolul 22, versetul 4: răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. E o răsplată a smereniei. Bogăția, slava și viața. Ce frumos! Suntem aici, auziți ce spune în Psalmul 119. Cu privire la această smerenie, credința dă o smerenie. Produsul credinței, unul din produsele credinței este smerenia. Spune aici în Psalmul 119, versetul 67, până ce am fost smerit sau nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71 zice: este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75: știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Ce frumos, da? Se citea aici, la timpul de rugăciune, Psalmul 25. Recitim versetul 8 și 9. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cine? Pe cei smeriți. Să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Eu mă smeresc, cu cât mă smeresc mai mult, Domnul mă învață mai mult. Îmi arată căile Lui. Știți că Biblia mai spune încă ceva? Proverbe 16:2, 16:25, 14 cu versetul 4. Spune așa, zice: multe căi par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, când nu mai poți face nimic. Smerenia e un lucru mare. El te învață să mergi pe calea dreaptă, să nu te rătăcești, să nu fii pe o cale greșită. Că Biblia spune în Cartea Proverbelor, printre altele, un final a unui om care nu se smerește. Spune aici, versetul 13 din capitolul 5: cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau seama la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot, în mijlocul poporului și a adunării. Chiar în mijlocul poporului și a adunării, unul să fie mântuit, altul să fie nemântuit. Eu să nu iau aminte, să nu țin cont. Vedeți, chiar cuvântul din seara aceasta are o menire. Să mă verific, credința aceasta eu am? Sunt statornic în credință, în încercări până acum? Că se întâmplă că mă încearcă Domnul, mă probează și n-am ieșit la examen. Mă trece încă o dată, să știi, examene pe care se repetă uneori în viața omului. Mă trece din nou. El vrea să mă scoată aur curat, în încercare, în bunătatea lui. El nu renunță ușor la cineva. Sigur, în ultima instanță, când cineva nici cum nu vrea, e abandonat în final. Dar Domnul nu o face cu bucurie și nu ușor. Încearcă și El vrea, ne vrea binele nostru. Ce frumos! Statornicia credinței, dragostea credinței. Ne duce în postură, zice: nu lua seama la toate vorbele care se vorbesc despre tine, că numai gura ta știe de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Ce frumos ajungi acolo încât să auzi, dar să n-auzi. să auzi numai ceea ce trebuie să auzi. Provocat și să nu vorbești decât ceea ce trebuie. Din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Și în ultima instanță, încă o dată, smerenia credinței. Credință mare, smerenie mare, pe talie, pe măsură. Și astea-s văzute de Dumnezeu. Deci o credință îi văzută, dar și de oamenii văzută. Oamenii spirituali și ei văd, nu toți văd. Ceilalți ei se uită la alte valori, valențe. La Dumnezeu se uită la cele spirituale. Doresc pentru această biserică Dumnezeu să o întărească. Dumnezeu să ne mărească credința. Să pună Domnul dorința după cuvânt, să-L citim în fiecare zi. Să avem părtășie în rugăciune, să ne rugăm. Să nu lipsim de la părtășie niciodată în biserică. Să alergăm cu toată inima râvna noastră pentru El. Și Domnul să rămână stăpân și Domn în viața noastră și a familiilor noastre. Amin.